Să începem dinăuntru pentru că nu știu ce se întâmplă astăzi, dar e foarte aglomerată zona asta aici, cu toate că n-ar trebui. Bună dimineața! Astăzi o să trec la lucruri puțin mai serioase. Mașini, pentru că asta știu să fac de când mă știu. Mașinile care îmi plac mie. Astăzi vorbim despre o mașină care mie mi este foarte dragă. Astăzi vorbim despre un Range Rover Sport, Range Rover-ul Sport 2019-2020. O mașină nouă, foarte elegantă, foarte musculoasă, o mașină bărbătească, un motor nou. Vorbim de un motor de 3 litri. Atenție, 6 în linie. Este un motor nou, un motor care are 400 de cai, 3 litri și 400 de cai. Filmez singur, am o singură cameră. Deci nu mă judecați foarte tare, foarte aspru, pentru că nu am 7 GoPro-uri, nu am 7000 de camere, nu am 5 oameni să mă filmeze, da? Stâlpul mașinii aici ni se aduce aminte că mașina este făcută aproape complet din aluminiu. Faruri LED, 144 de LED-uri, da? Care reacționează la orice sursă de lumină. Grila foarte agresivă, totul nou desenat, roți 21 de inci, 275, 45, 21, există variantă și de 22, dar nu recomand. Spatele, stopuri LED, evacuare dublă, nu urlă, dar e pe bune, adică portbagajul 522 de litri, parcă din ce mi-aduc eu aminte, un portbagaj suficient de mare. Vine în două culori, dar mașina asta în special este neagră complet, all black, pentru că ea normal vine cu plafonul negru și restul caroseriei cu alte culori. Suspensia. Vorbim de o suspensie pneumatică. Nu știu dacă are o suspensie atât de deșteaptă, care coboară după 110 km la oră, coboară cu 15 mm pentru stabilitate. Plafonul este de sticlă, complet. Loc în spate. Eu am 1,90 m și scaunul este setat pentru mine, pentru poziția mea la volan. Hai să vedem și în față, că aici e șmecheria. Aici se întâmplă magia. Poziția la volan este genială. Vă spun, sper să nu mi-o luați în nume de rău sau să nu ziceți că sunt nebun. Deci la volanul, senzația la volanul mașinii ăsteia este că poți să te urci pe oricine în trafic. Poți să calci orice mașină, poți să distrugi orice în jurul tău, în drumul tău. 3 display avem. Mai avem un display aici, tot de 12 inci. Și aici alt display. Deci avem, mașina are 3 display. 1, 2, 3. Deci are câteva moduri de condus. Nu o să intru în detalii. Are și zăpadă, are și pentru nisip, are și pentru noroi, se ridică, coboară, face, se poate face orice cu suspensia. Deci nu am găsit în mașina asta nici măcar o bucățică de material care să-mi dea senzație de ieftin. Volanul este genial. Cu inserția asta de aluminiu, avem touch sensitive. Da? Sper să nu ne luăm vreun copyright, dar este genial. Hai să mergem un pic cu ea. Să vă distrați și voi un pic. We'll be right back.
concluzia. Băi, e o mașină genială. Este o mașină atât de bine legată, este o mașină care îți dă o senzație incredibilă. Deci mașina asta îți dă puteri magice. Motorul este incredibil. Sunt 400 de cai, dar 400 de cai care aleargă toți. Asta este cheia. Hai să facem o încheiere ca lumea. Prețul mașinii ăsteia, prețul de catalog este de 100, a fost 140.000 de euro. Este o mașină scumpă, dar care merită toți banii. Range Rover 2020, șapca jos. Și asta este mașina din următorul meu videoclip. Adică Mercedesul S-Class din